Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se vede că țara noastră duce lipsa acută de autostrăzi. Nu știm să le folosim. Alea care există sunt atât de puține și de rare încât unii nu înțeleg la ce servesc ele. Clar. Vineri poliția a oprit un tânăr care mergea cu trotineta pe autostrada A2. Serios? Trotineta, bă, băiatul. Era pe sensul de la Constanța spre București, deci practic se întorcea de vamă. Rămăsese în vamă de anul trecut. L-a prins sfârșitul sezonului și încet, încet a luat cu trotineta. Eu cred că el a plecat la timp, dar acum l-au găsit. Da, asta zic. Pâr. De ce e mintea ta când intri cu trotineta pe... autostradă? Și, da. Și pe unde iese? Adică ai intrat pe o intrare de aia cu bandă de angajare, presupun, nu? Adică pe autostradă, da, așa intri cu bandă de aia. Deci el a făcut practic 3-4 km numai să intre pe autostradă și pe aia s-a dus până la următoarea ieșire, presupun că voia să ducă. Dar între ieșirile astea sunt totuși distanțe mari, nu? Adică nu sunt la 100 de metri una de cealaltă. Sunt kilometri întregi sau uneori zeci de kilometri până găsești o ieșire de la autostradă. Unde se ducea el, mă, păiat? Ce autonomie are o astfel de... 20 de kilometri are. 20? 20 de kilometri. El e trotinetar, șef. 20-25, nu mergi mai mult. Să rămână în pană. Deci ești pe autostradă și vezi... Nu e mai cu oprea oaie electrică să-i dea... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.